seara, doamnelor și domnilor, Mirabela Istudor este numele meu și suntem la o nouă ediție a emisiunii Ora de Sănătate. În această seară vom vorbi despre o parte frumoasă a medicinei și anume despre medicina de urgență. Așadar, invitatul meu din această seară este domnul dr. Mihai Grecu, șeful clinicii de UPUS Mord Timiș. Bună seara, domnule doctor! Să română! Mulțumesc pentru prezența în emisiune și aș vrea să începem direct să vorbim despre activitatea dumneavoastră în UPUS. În primul rând, de cât timp sunteți șeful UPUS Mold? Din 2003. O, aveți ceva ani. 2003, dacă sunt 15 ani deja de când conduc unitatea de primiri urgențe. Din 98 mi-am dat examenul de specialitate. Practic, din 1 ianuarie 99 sunt medic specialist și practic e o perioadă, eu aș zice, extrem de frumoasă în cea mai frumoasă specialitate din medicină, dacă e să mă întrebați pe mine. E o specialitate în care nu te plictisești, în care poți, tipul de patologie variază, ai pacienți traumatizați, ai pacienți cu accident vascular cerebral, ai pacienți cu infarct miocardic acut, ai pacienți din toate specialitățile pe care le poate gestiona spitalul județean. Și ceea ce faci se vede imediat. E un loc în care răsplata îți vine imediat, chiar dacă omul nu știe. Ai tu conștiința că omul respectiv, pentru că tu ai fost acolo, a reușit să iasă pe picioare din spital. Practic, ăsta este principalul motor care ne duce sau ne permite să venim în fiecare zi la lucru, chiar dacă numărul de prezentări a ajuns să depășească acum 200 pe 24 de ore. E un efort care merită. Dar spuneți-mi, cum ați reușit să rămâneți la conducerea UPUS Mord atâția ani? Care-i secretul? Nu cred că e un secret. În primul rând, eu cred că mi-am făcut corect treaba. În al doilea rând, unitatea de primiri urgențe nu este un loc foarte comod și foarte ușor, nici din punct de vedere al activității, nici din punct de vedere al conducerii. Și smurdul terestru și smurd și partea de elicopter care trebuie gestionată și nu numai la nivel județean, ci la nivelul întregii regiuni. E o poziție în care trebuie să stai tot timpul cu telefoanele deschise, să fii disponibil 24 din 24 și este foarte probabil că e nu sau nu cred că mulți și-au dorit să facă lucrul ăsta. Într-adevăr, da, probabil că puțini își asumă astfel de program. Cât despre partea de politic, acolo nu am dorit niciodată să înregimentez unitatea de primiri urgențe pentru niște câștiguri vremelnice. Am avut o relație excepțională, pot să spun, cu toate autoritățile locale care s-au perindat la Foarte frumos. conducerea fie a orașului, fie a județului. O relație corectă cu Ministerul Sănătății, pentru că, din punctul ăsta de vedere, noi, având finanțare directă de la Minister pentru Unitatea de Primiri Urgențe și pentru SMURD, e clar că trebuie să dăm socoteală
Ministerului Sănătății și de când s-a înființat și Departamentului pentru Situații de Urgență, care practic coordonează operativ toată activitatea asta de urgență din UPU, SMURD, servicii de ambulanță. Ați amintit de elicopterul. O să am câteva întrebări vis-a-vis de elicopterul SMURD, dar mai întâi vreau să vă întreb, de atâția ani sunteți în UPU SMURD, ați văzut practic cum a evoluat medicina și ce aveți nou pe secție. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Partea bună în medicina de urgență a fost întotdeauna că am mers în aceeași direcție. Nu am avut tot felul de drumuri înainte și înapoi, cum se întâmplă în multe, din păcate, multe din sectoarele societății românești și toată lumea dă vina pe graua moștenire. Cât s-a putut? Avem un drum, cât putem să facem anul ăsta din drumul respectiv? Doi pași. Doi pași îi facem. Anul viitor putem face 10. Îi facem pe cei 10. Nu ar fi minunat să poți să faci totul dintr-o dată, dar evident lucrul ăsta e imposibil. Dar e foarte important să mergi în aceeași direcție, să tragi la aceeași căruță și din punctul ăsta de vedere vreau să le mulțumesc colegilor pentru că tot ce se face, tot ce s-a făcut în unitatea de primiri urgențe, n-am făcut eu. Am făcut-o noi ca echipă, echipă care s-a tot lărgit cu oameni de o foarte bună calitate și profesională și umană, pentru că lucrurile astea trebuie să meargă mână în mână. Am avut sigur șansa să fim un centru de formare în medicina de urgență, am putut să alegem primii dintre absolvenți, dintre colegii care și-au făcut rezidențiatul la noi și am ales oameni care și-au dorit să rămână în departament și mai mult decât atât și-au dorit știind la ce se înhamă. Ori lucrul ăsta are un impact pe termen mediu și lung, pentru că încercăm practic acolo să construim mai degrabă o familie decât un loc de muncă. Cum arăta secția de primiri urgențe când ați preluat dumneavoastră conducerea? Când am început să lucrez în urgență, de-abia se închega conceptul de unitate de, sau compartiment de primiri urgențe. La vremea respectivă funcționa, când am început rezidențiatul, funcționa sistemul de cameră de gardă. Cameră de gardă chirurgie, cameră de gardă interne. Pacientul alegea oarecum unde să se ducă, cu bilet de la medicul de familie sau de circumscripție, cum era pe vremuri, și îl trimitea la chirurg. Chirurgul îl vedea după ce stătea la coadă la camera de gardă și spunea, nu este urgență chirurgicală, recomandăm consult interne. Lua biletul și se așeza la cealaltă coadă, unde stătea și aștepta să fie văzut de medicul de gardă de la intern, care constata după 2 ore de, sau 3 ore de așteptare, că de fapt este infarct miocardic acut și că s-a pierdut timp prețios. S-a pierdut dintr-o cauză administrativă un timp, sigur, și tratamentele erau altele la vremea respectivă. Resuscitarea, de exemplu, intraspitalicească, inclusiv în unitatea de primiri urgențe, o făcea terapia intensivă, care era singura deținătoare a unui monitor defibrilator cu care umbla ca și cu sfintele moaște. Sunt multe lucruri care s-au schimbat în bine, s-au schimbat în bine ca și concepție a actului medical, a sistemului medical de urgență,
Pentru că acum unitatea de primire urgențe are un personal propriu, la vremea respectivă medicii care consultau în urgență erau medici de pe secție. Erau doar câțiva medici, fie cu specialitatea de medicină generală sau cu specialitate de medicină internă, care erau angajați și lucrau de la 8 la 3, după care intra de gardă un medic de sus din spital care avea și secția proprie și urgența de deci nu consulta. Exista practic... Nu exista ca structură unitatea de primiri urgențe. Am avut șansa în anul, cred că era 99-2000, de a beneficia de un program pilot făcut pe niște fonduri ale guvernului elvețian, era REMSI 2, se numea, care a avut în vedere pe de o parte dotarea unor structuri de primiri urgențe, dar și organizarea lor în forma în care o regăsim astăzi. Și au fost, cred că, 8 centre în toată țara, printre care și urgența Spitalului Județean din Timișoara, și care, beneficiind de, și de partea de dotare, care, mă rog, era o constituită dintr-un EKG, dintr-un aparat, dintr-un electrocardiograf, două monitoare, un defibrilator și un ventilator și de un aparat de tip point of care care îți făcea câteva analize acolo din sânge integral. Asta, cu asta practic am pornit și de acolo lucrurile au reușit să evolueze și din punct de vedere al dotării și din punct de vedere al spațiului. Practic am tot reorganizat spațiul de la parterul Spitalului Județean ca să corespundă unui nou flux de pacienți de, și cantitativ și calitativ, pentru că puteam să facem mult mai multe lucruri în urgență. Lucrurile s-au mers în paralel cu progresele pe care le-a făcut Spitalul Județean, de exemplu, pe laborator, pe radiologie, unde au apărut niște echipamente noi, și în felul ăsta, încet, încet, am reușit să creștem până la structura care suntem acum. Și sigur că loc de mai bine încă mai e. Noi nu intenționăm să ne oprim aici, pentru că ai pe de-o parte un număr din ce în ce mai mare de pacienți. Când am început să lucrez în urgența Spitalului Județean, aveam un număr de 80 de pacienți pe 24 de ore. Astăzi sunt în jur de 200-220 de pacienți pe 24 de ore. Alt tip de activitate medicală desfășuram atunci și aveam un alt profil. Făceam consulturi, resuscitări, mai eram un medic, doi medici pe tură cu 3-4 asistenți, care aveam un număr limitat de analize de sânge pe care le puteam face, un număr limitat de investigații radiologice pe care le puteam face. Una e să ai posibilitatea și mai încolo tratamentul pacientului se făcea pe secțiile spitalului. Acum o bună parte din tratament se face în urgență. Unii pacienți nici măcar nu mai necesită internarea în spital și pot fi eliberați la domiciliu. Iar alte metode de terapeutice sau alte metode de diagnostic se pot face tot așa în urgență și pot să te duci mult mai încolo cu partea asta de tratament, în așa fel încât pacientul să ajungă exact acolo unde este cazul să ajungă, să nu mai fie nevoie să fie transferat dintr-o secție într-alta,
să rezolvi o parte din patologie în așa fel încât să nu trebuiască internat, eu știu, o zi pe terapie și după aia să meargă pe secție. Poți să-l ții tu încă 6 ore în urgență până când se stabilizează și poate să meargă direct sus pe secția spitalului. Sunt programe ale Ministerului Sănătății care se desfășoară pe partea asta de urgență, cum am început inițial cu tromboliza în infarctul miocardic acut, acum partea de tromboliză în accidentul vascular cerebral, partea de radiologie intervențională, de care unde Timișoara este chiar un deschizător de drumuri din perspectiva asta. Toate lucrurile astea înseamnă consum de spațiu, înseamnă consum de personal, nu înseamnă doar consum de medicamente și materiale sanitare, pentru că un pacient care, eu știu, e cu accident vascular cerebral, când am început să lucrez, îi puneam diagnosticul de accident vascular cerebral, hemipareză pe partea dreaptă și se interna pe neurologie. Acum îi facem tomograful în urgență, dacă intră în criteriile de tromboliză, împreună cu colegul de la neurologie inițiem procedura, pacientul stă o oră cât durează tromboliza în urgență monitorizat, după care îl mai ținem după finalizarea procedurii încă o bună perioadă. Sunt situații în care, de exemplu, terapia intensivă, indiferent cât de mult s-a investit în partea asta de terapie intensivă, nu face față. Toate paturile sunt pline, toate ventilatoarele sunt ocupate. Pacienții respectivi rămân în urgență și rămân în urgență internați fiind, pentru că este singura secție care mai poate să-i ofere suportul ventilator de care pacientul are nevoie. Așa că lucrurile astea nu le făceam la vremea respectivă, dar un astfel de pacient este un mare consumator de resurse și cea mai importantă resursă, până la urmă, e resursa umană. Dacă pentru monitoare și defibrilatoare și EKG-uri și e doar o decizie de a aloca bani și în 6 luni de zile se desfășoară și licitația, are loc și achiziția, ca să formezi un medic de medicină de urgență e nevoie de 5 ani de zile de rezidențiat. Așa că și după ce îl formezi, să-l și convingi că locul lui este acolo unde ai nevoie. Nu degeaba îl formezi și se duce aiurea într-o țară europeană. Dacă acum, sigur, ai pe și argumentul salariului pe care îl oferi. E adevărat că deja el devine comparabil măcar ca ordin de mărime cu ceea ce se oferă într-o țară, în altă țară europeană, dar nu e singurul lucru care îl motivează pe om să rămână și să lucreze aici. Ai și partea de organizație, să-i oferi un confort la locul de muncă, să vină cu plăcere la locul de muncă, să-și poată face meseria așa cum trebuie, folosind ghidurile actuale, nu să lucreze ca cu 50 de ani. Ori medicina de urgență nu numai că oferă toate lucrurile astea, dar și promovează colegii mai tineri, îi împinge în față să facă ceea ce își doresc, să facă lucrurile corect și să facă lucrurile corecte. Da, asta este un mare plus, într-adevăr. Vorbeam despre dotări. Cât de dotată este secția de primiri urgențe? Știam că aparatul de tomografie are ceva ani.
Acum, aparatul de tomograful nu e al nostru, e al secției de radiologie, dar din câte știu eu, de curând s-a instalat un alt tomograf care e un picuț mai aproape și care de o generație rezonabil de nouă. E mai aproape de unitatea de primiri urgențe și lucrul ăsta nu poate decât să mă bucure, iar din celelalte referitori la celelalte aparate, eu cred că ne putem lejer compara cu orice altă structură de primire urgențe din oricare dintre statele europene sau din Statele Unite. Nu am și cunosc dotarea din structuri de primire urgențe și din New York și din Germania și din Belgia și din Marea Britanie, nu au alte device-uri, nu au alte aparate, dacă e și nu le au nici într-un număr mai mare pentru ceea ce avem noi nevoie în unitatea de primire urgențe. Din perspectiva asta a monitorizării, a capacității de diagnostic, chiar stăm foarte bine. Dar din punct de vedere al personalului, cum stați? Ei, am reușit, dacă e să mă compar cu ceea ce aveam în urmă cu 4 ani, 5 ani, stăm infinit mai bine. A fost acea perioadă înfiorătoare în care nu se puteau face angajări în sistemul public, care a pervertit cumva structura de personal, nu numai în unitatea de primire urgențe, în general în sistemul public. Cei care nu-și găseau locul la noi, de exemplu, nu puteau să plece pentru că nu aveau unde să se ducă, noi nu puteam să luăm oameni care și-ar fi dorit să vină și practic a fost o perioadă în care s-a băltit cumva. Dar de ce nu puteați să-i luați dacă voiau să vină din moment ce aveați deficit de personal? Pentru că era la vremea respectivă regula de 7-1. Ca să iei un om trebuiau să-ți plece 7. Ori nu am stat atunci la doctori, eram undeva la cam la 60% din normarea pe care o aveam, iar la asistenți undeva în jur de 50%. Deci era cam jumătate din personalul de care aveam nevoie. Ei, acum în 2 ani, 3 ani am reușit să mergem la 80% cu ocuparea posturilor pe care le avem normate pe activitatea pe care o desfășurăm, pentru că dar n-am putut să mergem mai mult de atât, pentru că nu ai de unde să iei atâți oameni buni care să dorească să vină și să-i angajezi doar ca să-ți ocupi posturile și să bifezi o activitate, nu cred că este un lucru potrivit. Oamenii pe care ei trebuie, un om cu o calitate profesională proastă, nu numai că nu-ți oferă un avantaj, dar se consumă din resursele pe care deja le ai, pentru că cineva va trebui să stea cu ochii pe el să nu facă prostii. Sau cineva va trebui să repare după el, ceea ce e câteodată mai greu decât să faci de la bun început, da, așa cum trebuie. Așa că... Da, totuși aveți rezidenți în anul 5 care termină și sunt pregătiți de dumneavoastră, nu? Pus mort, da. Timiș. Ce se întâmplă cu ei? Găsesc un post acolo? Pot să lucreze pe mai departe sau trebuie să plece să-și găsească în alte locuri? Eu sper să, ca o parte dintre cei care termină, care și-au dat examenul de specialitate anul ăsta, să reușesc să-i rețin în unitatea de primire urgențe. Sigur că nu o să-i putem reține pe toți pe care îi pregătim. Nu e normal să se întâmple așa. E nevoie, până la urmă, să se umple întreaga rețea. În momentul în care, de exemplu, Lugojul sau Deta,
care au structuri de primiri urgențe se vor umple cu personal calificat, care știe să-și facă meseria, știe de ce are nevoie, știe ce să ceară, știe ce să facă cu pacientul, știe care trebuie sau nu transferat. Altfel vei vorbi și altfel va trimite pacientul ăla către Timișoara. Vă dau exemplu spitalului din Caransebeș, care a evoluat în ultima perioadă, ultima perioadă însemnând ultimii 5-7 ani, și unde s-a făcut o echipă chiar închegată la nivelul compartimentului de primiri urgențe. Altfel cheamă elicopterul, altfel îți trimite pacientul, altfel știe unde trebuie să obțină acordul de transfer pentru pacienții care nu pot fi rezolvați acolo. E important să ai oameni pe care să-i cunoști, pe care să te poți baza că ceea ce spun este ceea ce e real, să nu încerce să înfrumusețeze sau să denatureze adevărul doar ca să se scape de un pacient de care nu au chef. Se întâmplă? Se întâmplă. Câteodată cred că evacuează tot spitalul, unele dintre spitalele din regiune. Când trimit efectiv tot. Așa că lucrurile astea, acolo unde avem oameni care au făcut trainingul la noi și care își pot impune punctul de vedere, nu se întâmplă. Așa că interesul nostru nu este doar echipa Spitalului Județean să fie una foarte bună, ci și echipele spitalelor din regiunea pe care spitalul o deservește ca spital cu valență regională. Aș vrea să vorbim acum despre elicopterul SMURD, că am auzit tot felul de discuții. Unde stă mai exact elicopterul SMURD? De unde este chemat? El, elicopterul, ca să punem lucrurile în ordine, are doi operatori. Un operator aerian, care este Inspectoratul General pentru situații, pentru de aviația Ministerului de Interne, și un operator medical, care este Spitalul Județean din Timișoara. Elicopterul fizic stă pe aeroportul din Arad. Din ce? Vari motive. Sunt plusuri, minusuri, dar una peste alta, el acolo sălășluiește. Acolo are hangar, acolo există spațiu dedicat personalului care îl încadrează, și piloții, și echipa tehnică, și personalul medical fac garda la Arad. Din punct de vedere al operativ, să-i spunem, beneficiarul cel mai mare este partea de nord-vest a țării. Județele Satu Mare, Bihoru, pentru că noi avem area de intervenție, practic zona extracarpatică de vest. Deci ai Satu Mare, Bihoru, Paradu, Timișu, zona care ne este aproape, Hunedoara, Caraș, Severinu, și undeva pe județul Mehedinț ne intersectăm cu elicopterul de la Craiova. Văduvit de localizarea elicopterului la Arad, este practic județul Caraș-Severin în zona lui de sud-est, în partea dinspre Orșova, încolo, la limita de județ cu Mehedințul. E o zonă care e mai greu accesibilă, durata misiunilor este semnificativ mai mare din punctul ăsta de vedere, dar beneficiarul, v-am spus, e că ajungem mai repede în partea de nord-vest a țării, unde poți prelua de la Satu Mare pacient și să-l duci la Cluj și așa mai departe. Sunt, până la urmă, 8 elicoptere în toată țara, care trebuie cumva gestionate, împărțite, ca să poată să facă față la nevoile care sunt
de regulă pe partea de transfer interspitalicesc. Scopul pentru principal însă al elicopterului este partea de intervenție primară, când te duci direct cu elicopterul la locul accidentului. Și de la locul accidentului duci pacientul direct într-un centru care este capabil să-l asiste. Deci ai accident, să zicem, lângă Făget, poți să te duci cu elicopterul să preiei pacientul de la Făget și să-l aduci la Timișoara fără să mai trebuiască să treacă prin spitalul din Făget sau prin spitalul din Lugoj și după aceea să fie transferat, ceea ce de cele mai multe ori aduce un beneficiu major în cazul pacienților traumatizați. Din perspectiva asta, area de intervenție primară este undeva cam până într-o 20 de minute de zbor. Asta înseamnă o rază cam de 60 de kilometri până într-o 100 de kilometri în jurul locului în care staționează. Și care este procedura? Cine e îndreptățit să cheme elicopterul SMUD? El poate să fie apelat de către dispecerate, în primul rând, când au un eveniment și dispeceratele știu care sunt criteriile de alertare ale elicopterului pentru misiunile primare, și iar pentru misiunile secundare, medicul curant al pacientului, care obține, să zicem, de la DEVA un pacient cu infarct miocardic acut care trebuie transferat la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara. Medicul curant al pacientului, că este de pe secția de cardiologie sau de interne, sau e medicul din UPU de la DEVA, obține acordul de transfer de la Institutul de Boli Cardiovasculare și face solicitarea pe 112, solicită pur și simplu transfer aerian și misiunea este alocată elicopterului care e liber, pentru că e posibil ăsta de la Arad să fie în misiune la Satu Mare. E posibil elicopterul de Mureș să fie liber și atunci se poate face fie să meargă elicopterul de Mureș să preia pacientul de la DEVA și atunci mai fiziologic ar fi să-l transfere la Cluj și există această elasticitate în care spui, bun, ok, ai obținut de la Timișoara, dar hai să vedem dacă nu cumva am putea să-l transferăm la Cluj, că ar merge mai repede, ar costa mai puțin, actul medical e același, ori îl faci la Cluj, ori îl faci la Timișoara, pacientul beneficiază practic de același tip de asistență medicală și atunci se decide, de asta deja e în partea ascunsă a lucrurilor care nu cred că interesează nici medicul curant, nici pe telespectatori, ce toată mașinăria asta care stă în spatele deciziei de a trimite un elicopter sau altul. Deci în niciun caz nu poate să cheme elicopterul SMURD un om care, de exemplu, a văzut un accident sau... Nu, el sună la 112, spune că e un accident, spune cât de grav este și e treaba dispeceratului să solicite elicopterul. Elicopterul e o resursă oarecum scumpă și mai are un mare dezavantaj. Partea de aterizare și condițiile meteo. Sunt situații în care toate lucrurile ar fi perfecte dacă s-ar putea și zbura. Dacă plafonul este foarte jos de nori, dacă vizibilitatea este prea redusă pe orizontală, dacă, eu știu, ai condiții de gifraj, nu mai poți să faci misiunea pentru că ai pune în pericol și viața pacientului și viața echipajului și elicopterul în sine ca și aparat. Și bineînțeles că asta justifică foarte bine de ce un om de rând nu poate să cheme un elicopter la o intervenție. Da. Inclusiv echipajele de urgență prespitalicească, văzând ambulanțele care ajung acolo, pot aprecia că e nevoie de, și să
solicite, dar tot dispeceratul este cel care decide dacă e cazul sau nu este cazul să cheme elicopterul, pentru că un dispecerat are imaginea globală a resurselor pe care le are la dispoziție. Vă dau exemplu transferul Lugoj-Timișoara. Ar fi minunat, Lugoj-Timișoara înseamnă cam 20 de minute de zbor. Dar ca să-l duci dintr-o parte într-alta, asta presupune pacientul să-l iei de la Spitalul Municipal din Lugoj, să-l duci pe stadion cu ambulanța, acolo să te întâlnești, să faci predarea pacientului la elicopter, iar dacă ele, condițiile meteo sunt ca acum, elicopterul nu va putea ateriza în curtea Spitalului Județean, ci va ateriza la aeroportul din Timișoara, unde îl va preda unei alte ambulanțe care îl va aduce la spital. Tot circuitul ăsta durează mai mult decât dacă o ambulanță l-ar lua din patul lui de la Lugoj și l-ar aduce în direct în urgența spitalului din Timișoara. Așa că în cheia asta trebuie înțelese problemele și deciziile pe care le se iau. Sigur, ai nivelul de competență medicală care, fără îndoială, trebuie luat în considerare. Elicopterul are o dotare, practic, de terapie intensivă mobilă. Și ca aparate, și ca medicamente pe care le ai la dispoziție, și ca training a personalului de pe elicopter. Dar lucrurile astea trebuie puse în balanță și ieșit cu o decizie pertinentă și care să fie adecvată fiecărui caz în parte. Fiecare are bucățica lui. Pilotul își face informarea meteo, își cunoaște, știe cât trebuie să alimenteze cu carburant, știe de unde ar mai putea să ia, pentru că sunt foarte, foarte multe lucruri. Nu e un lucru, bagi cheia, dai cheie și zboară elicopterul. Nu e așa simplu cum pare. Da. Se pare că, da. Dar în spatele fiecărei misiuni este inclusiv munca asta în care plus că ai situații în care ai mai multe misiuni care ți intră aproape deodată și atunci trebuie să alegi să vezi care dintre pacienții respectivi au cel mai mare beneficiu, care ar putea să fie transportat terestru, care ar putea să fie transportat aerian, cum te poți întâlni cu celelalte echipaje. Avem situații, de exemplu, la Petroșani. Petroșani e într-un fel de căldare. Sunt situații în care nu poți să treci cu elicopterul, să aterizezi la Petroșan. Te oprești la Barul, care e o localitate relativ apropiată, vreo 15 km, nu cred că sunt mai mulți între Barul și Petroșani. Ei, în situația în care nu poți să ajungi la Petroșan, poți să vorbești cu dispeceratul Hunedoara să preia pacientul din spital și să ți-l aducă la Barul. Și de la tulpei de la Barul și l-a duci la Timișoara sau îl duci la Cluj și sunt lucruri care trebuie puse cap la cap, sunt lucruri care trebuie să fie cursive. Orice sincopă în lanțul ăsta înseamnă timp pierdut și înseamnă o suferință suplimentară pentru pacient. Așa că e o responsabilitate din perspectiva asta. Mai avem de discutat un aspect. Telespectatorii m-au întrebat, am primit întrebări despre accidente, că tot am vorbit. Cum ar trebui să acționeze un om care nu are nicio legătură cu sistemul medical, nu este implicat sub nicio formă și întâlnește un accident? Care ar fi pașii? Primul lucru este să anunțe prompt pe 112. Înainte de orice, să anunțe eveniment. Să poată să localizeze, să se orienteze în așa fel încât echipajele să știe unde trebuie să meargă, unde au de fapt misiunea. O localizare aproximativă, imperfectă, care nu ține cont de detaliile zonei respective, mai ales dacă discutăm de zonele de pe șosea. E greu autostrada. Vă dau exemplu. Una este să fie accidentul pe
sensul de mers către Arad, altceva este dacă este dinspre Arad spre Timișoara, la același kilometru. Dar lucrurile astea trebuie spuse. Trebuie spuse în așa fel încât să știi ce echipaj să trimiți. Că una este să trimiți primul ajutor de la Pișchia pe autostradă sau altceva este să urce pe la Porțișoara și să vină pe partea cealaltă. Nu poți să treci de pe un sens pe celălalt chiar așa, cum ți-ai dori. În oraș la fel, sunt foarte multe străduțe, sunt foarte multe locuri greu accesibile. E greu să te bagi cu dita mai ambulanța printre două șiruri de mașini care parchează stânga-dreapta, când de fapt tu ai putea să vii pe o altă parte. Așa că revin de pe arătură și îi sfătuiesc să se orienteze pe cei care sunt martorii unui astfel de eveniment și să dea informații cât mai exacte referitoare la localizarea evenimentului și la posibilitatea de acces. În al doilea rând, dacă nu există un pericol iminent la care accidentatul să fie supus, e bine să-l lase acolo, să nu-l miște, pentru că o mobilizare intempestivă, grăbită a pacientului, poate să ducă la o agravare a leziunilor pe care acesta deja le are în urma traumatismului și cea mai de temut este leziunea de coloană cervicală. Un echipaj de descarcerare sau un echipaj de ambulanță sau un echipaj de prim ajutor de la spital și altfel îl preia pe pacientul respectiv. Îi pune un guler cervical, există un ched de extracție, ca un fel de corset pe care poți să-l pui în jurul pacientului ca să-l scoți. Există tărgi rigide pe care îl pui pe pacient în așa fel încât să culiseze păstrând capul, gâtul și toracele în ax. Al treilea lucru pe care vreau neapărat să-l transmit este siguranța salvatorului. Poate că ar fi trebuit să încep cu asta pentru că nu ne dorim ca cineva cu bune intenții care vrea să ajute să devină victimă în același eveniment. Sunt situații în care ai incendiu, sunt situații în care ai trafic rutier, sunt situații în care sunt implicate autocisterne care conțin produși toxici. În toate situațiile astea e bine să stea la o limită de siguranță, pentru că altfel vom ajunge și în loc de o victimă vom găsi trei victime, câteodată cel care încearcă să salveze are un deznodământ tragic și scapă accidentatul și decedează cel care încearcă să-l salveze. Așa că astea ar fi cele trei lucruri pe care aș dori să insist. Al patrulea lucru este să încerce să găsească o modalitate de a face un curs de prim ajutor. Pentru că întotdeauna orice fel de informație în domeniul ăsta este un câștig pentru tine și pentru cei apropiați și sunt lucruri care pot fi făcute cu mâinile goale, doar cu ce ai în cap. Și iar cel mai elementar lucru care poate să ofere un avantaj enorm este suportul vital de bază. Degeaba îți vine mașina de terapie intensivă sau îți vine elicopterul după 15 minute de la instalarea stopului cardiorespirator dacă toată lumea stă și se uită la pacientul care este căzut acolo. Nu poți decât să constați decesul. Din păcate, da. Pe când niște lucruri extrem de
ușor de învățat, cum sunt compresiunile toracice corecte și ventilațiile corecte, gură la gură, sau folosi niște ajuvanți simpli, îți oferă posibilitatea să lucrezi pe un pacient cu șanse infinit mai mari. Unde se pot face cursurile acestea? Inclusiv noi desfășurăm cursuri din acestea de prim ajutor și pentru diverse companii. Avem colegi care sunt medici rezidenți și care au un bagaj de cunoștințe și au și abilități de formare. Avem și echipamente, manechine pe care le putem utiliza. De începând cu școlile și terminând cu multinaționalele, am făcut în tot felul de structuri care și-au exprimat dorința de a avea parte de un astfel de curs. Domnule doctor, vreau să vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezența în emisiune. Timpul emisiunii s-a scurs foarte repede și vă mai aștept și cu o altă ocazie, pentru că mai avem multe de discutat. Se pare că am atins doar câteva subiecte din câte mi-am propus. Cu drag, oricând. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem miercurea viitoare la ora 19. La revedere!